Kivanis Maramureș, o asociație cu scop caritabil, a încercat și anul acesta să-l ajute pe Moș Nicolae să ajungă, puțin mai devreme, la copiii din Uloha, un cătun din poienile de sumunte. Și ajutorul a fost binevenit, având în vedere condițiile în care micuții și familiile lor își duc traiul. Drumurile de acces, asistența medicală și condițiile de la școală sunt destul de precare. Ca și cum statul parcă îi ignoră total și deliberat. Întâlnirea cu copilașii din Uloha a fost plină de emoții, iar darurile neașteptate. Inspectoratul de poliție al județului Maramureș informează că semaforul trecerii la nivel cu calea ferată din Hideaga nu funcționează, după ce a fost acroșat de un autoturism condus de un șofer aflat sub influența alcoolului. Având în vedere faptul că lucrările de reparație ale instalației ar putea dura până la sfârșitul săptămânii, polițiștii roagă șoferii care se deplasează pe drumul județean 193, pe ruta Hideaga-Ardusad, să se asigure înainte de a trece calea ferată. Polițiștii din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Maramure s-au prezentat în această dimineață la Centrul de Transfuzie Sanguină din Municipiul Baia Mare, unde au donat sânge pentru Ciprian, colegul lor din Suceava, rănit recent în timpul unei misiuni. Gestul lor nu este doar o datorie de serviciu, ci reprezintă dorința ca Ciprian să se însănătoșească și să se întoarcă în rândurile lor sănătos. Societatea Vital anunță că pentru remedierea unei avarii la conducta de distribuție apei se va întrerupe furnizarea apei pe strada Căprioarei din Sighetul Marmației în noaptea de 7 spre 8 decembrie, între orele 22.30 și 2. De asemenea, pe perioada executării lucrărilor vor fi disfuncționalități în furnizarea apei, presiune scăzută pentru toți consumatorii din municipiul Sighetul Marmației. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la dispeceratul societății.